am avut posibilitatea de a merge mai departe. Pentru că a murit și taică-mi și nu am avut posibilitatea să mai merg departe. Cine este inițiatorul acestei campanii și ce v-a determinat să inițiați campania pentru ajutorarea acestei fete? Campania este inițiată de primăria municipiului Oltenița. Ne-am inspirat puțin de la voi. Am văzut mesajul în care a apărut pe Oltenița, nu pe SOS Iuliana. Și am spus că n-ar fi rău să încercăm să o ajutăm. Este un copil care însoară prea prea mult de viață. Și oricare am fi în situația ei, am înțelege ce înseamnă. Eu am un băiețel la rândul meu și mă gândesc ce ar însemna pentru o mamă să-și vadă copilul în acea situație și mă gândesc ce ar fi însemnat pentru mine, Doamne ferește, să fiu în situația ei. Asta a fost motivul pentru care noi, primăria, am inițiat campania ca să putem să o ajutăm. Ce înseamnă, practic, această campanie și cum anume se va derula? Păi ne-am gândit, în primul rând, că vor exista persoane care nu vor avea posibilitatea să depună un cont bani pentru că vor dori să depună sume mai mici. Și nu te duci pentru 10 lei la bancă ca să-i depui într-un cont. Și atunci am spus să facem niște cutiuțe pe care să punem povestea ei și să le amplasăm în diverse locuri din oraș, în speranța că oamenii vor vedea povestea ei și vor dori să o ajute, contribuind astfel la, cu bani pentru ei. Unde anume a fost amplasate aceste cutiuțe despre care vorbim? În total vor fi 20 de cutiuțe, deocamdată nu am amplasat decât 12 dintre ele. Primăria Oltenița este una dintre ele, Judecătoria Oltenița, Notariatul Public, BRD. Avem la 3 biserici și îmi cer scuze că n-am ajuns încă la Biserica Sfântul Gheorghe, am ajuns prea târziu, dar vom ajunge și acolo. Părintele Protopop și-a dat acordul pentru ca acele cutiuțe să fie amplasate în toate bisericile din Oltenița. Avem la o societate comercială, Ion Alex, fost aspectorița cu Mărășești, în cele două licee, Nagoie Basarab, și Nicolae Bălcescu. Și agenții comerciali, oamenii care au un magazin și pot veni la primărie. Sigur că de aceia care doresc să ia cutii, noi le putem da cutii să amplaseze în diverse locații. Încă mai așteptăm răspuns de la unii dintre ei. Am uitat să specific faptul că avem și la Poșta Română o cutiuță de acest gen. Am avut o societate care ne-a făcut cutiile și o persoană, un domn foarte drăguț aici din Oltenița, care s-a oferit și ne-a făcut acele piante cu Iuliana și cred eu că ne vor ajuta în continuare dacă vom avea nevoie de mai multe cutii și de mai multe piante, sunt sigură că vom găsi sprijin în continuare. Acum și este vorba despre Global Box, cei care au făcut cutiile și Anial care au făcut, putem spune, da, da, da. Domnul Daniel ne-a ajutat cu piantele și cei care au Global Box cu cutii, dar nu e nicio problemă. Un mesaj pentru cei care vor dori să facă un bine, să doneze. Păi ce mesaj? În primul rând mă voi inspira din titlul campaniei noastre și o să spun, spuneți, nu ne păsări, ajutați-o pe Iuliana, fiecare dintre voi ați putea fi la rândul vostru în aceeași situație, copiii voștri ar putea fi în aceeași situație, gândiți-vă ce înseamnă pentru ea să nu poți să te bucuri de viață la vârsta pe care o are.
Așa că spuneți numele păsării și ajutați-o.